Vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și să deschidem Sfânta Carte la textul nostru de bază, un text deosebit de frumos și cunoscut foarte bine de fiecare din noi, care se află în Noul Testament la 1 Corinteni, capitolul 13. Voi începe citirea cu versetul 1. Repet, 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, sunt, nu sunt nimic. Și chiar dacă m-aș împărți toată averia pentru hrana săracilor și chiar dacă m-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Vezetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Cred că controlul este acolo. Apreciez. Dacă se poate proiecta, nu știu cât de bine o să vedeți dar vederea nu este atât de importantă cât este auzul pentru, pentru acest seminar. Și după cum, după, după cum puteți observa, seminarul acesta face parte din un program de educație biblică pentru o viață evlavioasă, pentru o viață care este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cred că majoritatea din noi suntem aici dorind ca în viața noastră de familie Domnul Iisus Hristos să fie glorificat și lăudat. Pentru că, iubiților, noi am fost creați în primul rând pentru a aduce glorie lui Dumnezeu. În sesiunea 1 vom acoperi o perspectivă biblică cu privire la dragostea sau iubirea în familie. Atunci când abordăm un seminar despre familie, sunt două forme care poate lua un astfel de seminar. Primul mod este modul popular. Este modul cu care mulți chiar din biserici sunt obișnuiți și în acest mod ne imaginăm și ne gândim că Biblia nu este suficient de modernă pentru a răspunde la toate problemele complicate ale familiei. Nici nu este suficient de sofisticată pentru a echipa și a instrui familii care trăiesc în secolul 21. În mare parte, această metodă populară este influențată de sociologie, și psihologie. Nu spunem că aceste pseudoștiințe nu-și au locul lor, dar, iubiților, aceste științe susțin că Biblia este prea simplistă pentru a ajuta pe oameni și familii cu problemele familiale, emoționale și sufletești. Adeseori, chiar membrii Bisericii, chiar unii slujitori, au început să cumpere aceste idei propagate de pseudoștiințele acestea și care spune căci Biblia este inadecvată, este insuficientă pentru a acoperi toate nevoile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune altfel. Modul popular, chiar și în cadrul comunității evanghelice spun că scripturile și dovedesc că scripturile sunt neglijate în favoarea unei filosofii sau teorii, cum am notat, pseudoștiincifice, unei experiment, lucruri experimentale de comportament și corectitudine politică și opinii moderne similare. Majoritatea care ați terminat o facultate a trebuit ca să luați ca parte din educația generală și sociologia și siologia și ați avut um, anumite teze și anumite subiecte care ați abordat, care a văzut că sunt distinții în genul feminin și în genul masculin. Și de obicei, um, aceste metode se concentrează la nuanțele acestea. Efectul. La o astfel de metodă este o negație tacită atât a autorității Bibliei, cât și a suficienței Bibliei, pentru că îndepărtează pe oameni de Biblie în căutarea unui alt adevăr. Aceasta este o problemă adeseori care intră în comunitățile noastre în care tendința noastră este să ne concentrăm la tot felul de materiale și cărți în afara Bibliei și cărți care nu sunt bazate sau nu prezintă o expunere a cuvintele Sfintelor Scripturi. Aceasta este prima, primul mod de a discuta sau în care se poate aborda un seminar de familie. Al doilea mod pentru a aborda subiectul de familie este modelul biblic. Modelul biblic se bazează pe mai multe versete, dar două în principal. Versetele care se află la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Observați ce spune aceste, ce spun aceste versete. Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. În engleză, profitable, este absolut nevoie de ea și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Este vreun familist aici care are nevoie de a primi înțelepciune, neprihănire în ce privește viața de familie? Ias. Unde putem recurge pentru această învățătură, dacă nu, în toată revelația lui Dumnezeu? Și versetul 17 notează, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie incompetent. Pentru ca omul lui Dumnezeu să aibă nevoie de Psihologia fraudiană, sau uh, asiatică, sau orientală, pentru că Scriptura este insuficientă. Deci vedeți, vedeți nuanța atunci când ieșim din Scriptură pentru a, ne, pentru a primi învățătură pentru orice subiect în viață, deci insultăm cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 17 din nou. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul, cu totul înseamnă totul, și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Biblia, iubiților, este cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ni l-a dat atât ca manual pentru instruire, cât și ca și ghid pentru toate problemele de credință și conduită. Scriptura ne oferă singurul adevăr de care avem nevoie pentru viață și pentru Evlavie. Modul biblic afirmă întregul sfat al lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile necesare pentru propria slavă a Domnului, pentru mântuirea omului, pentru credință și pentru viața omului. Modul biblic afirmă căci este înscris în mod expres în scriptură tot planul lui Dumnezeu și poate să fie dedus prin interpretarea corectă din scriptură. În alte cuvinte, dacă avem o problemă în viață, Biblia are singurul răspuns autoritar care atunci când este aplicat întotdeauna dă rezultate bune după voia lui Dumnezeu. Și dacă cumva avem vreo întrebare, poate vor veni mai multe întrebări, care nu avem un citat, un verset în Biblie unde putem recurge, prin principiile Sfintelor Scripturi putem afla adevărul și planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Misura, aceasta produce o libertate în a ști că singurul lucru care trebuie să încercăm să înțelegem este Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Aceasta face și munca noastră foarte ușoară sau mult mai ușoară. Nu trebuie să ne consultăm cu o sută de referințe de însiologie pentru a ajunge la un răspuns dorit sau adecvat din Scriptură. Modul biblic afirmă căci la Scriptură nu trebuie adăugat absolut nimica în niciun moment. Fie prin noi revelații, Galateni 1.8, fie prin tradiția Oamenilor. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 18 și 19. Modul biblic spune căci cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este absolut suficient. Cu acestea fiind spuse, așa cum vă puteți imagina, astăzi și mâine ne vom folosi nu de modul popular și de modul biblic pentru abordarea noastră și după titlul notat, o perspectivă biblică cu privire la iubirea biblică în familie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și vom explora întâi fundația sau um, baza temelia familiei. Pentru că, iubiților, adeseori, după ce ne căsătorim și trece prima lună sau primul an, unii se scară până pe cap și spune, Olio, ce-am făcut? Și este nevoie să înțelegem căci la căsătoria noastră la căsătoria dumneavoastră s-a întâmplat ceva miraculos. Dumnezeu a format o familie și orice lucru, nu uitați, se sfințește prin cuvântul sfânt și prin rugăciune. Și cred că la căsătoriile noastre, la căsătoriile dumneavoastră, s-a proclamat cuvântul sfânt, ați depus mărturia înaintea lui Dumnezeu, înaintea marturilor oculari, înaintea părinților, înaintea părinților socrii și nu uitați, Domnul a fost martor la căsătoria noastră. Este textul clar din Maleahii. Că el a fost acolo. El este acel care a întins mână și a unit pe cei doi din doi, a făcut una. Nu putem uita lucrul acesta. Și orice lucru care Dumnezeul face este foarte bun. Este după voia sfântă a lui Dumnezeu. Și dacă s-a întâmplat acest lucru în providența lui Dumnezeu, a fost voia lui ca voi, soțul și soția, să faceți o familie. Cum este absolut normal când Dumnezeu face ceva, ca diavolul să se lupte din răsputeri pentru a distruge ceea ce a făcut Dumnezeu. Este absolut normal dacă nu poate distruge ceea ce a făcut Dumnezeu, pentru că totuși avem o bază biblică, o bază frumoasă în care ați crescut majoritatea dumneavoastră. Va încerca să facă viața de familie un calvar. Bisul, viața de familie n-a fost intenționată de Dumnezeu să fie un calvar, ci să fie o bucurie. Să fie cea mai frumoasă relație care poate exista, în afară de relația noastră mântuitoare cu Domnul nostru Isus Hristos. Dar, în ce privește relațiile interumane, nu este o relație mai binecuvântată și mai apropiată. De aceea, haideți să facem o scurtă recapitulare, văzând sau dovedind din Scriptură să ne intre bine în minte căci căsătoria, în primul rând, este ideea lui Dumnezeu și este darul lui Dumnezeu pentru omenire. Textul clasic, Genesa, capitolul 2, versetul 18, spune în felul următor. Domnul Dumnezeu a zis. Domnul Dumnezeu a zis înseamnă că este un cuvânt de autoritate. Și a spus o constatare pe care Dumnezeu a făcut-o și ne-a comunicat-o. El a spus nu este bine ca omul să fie singur. Un cuvânt autoritar, o constatare a celui care cunoaște toate lucrurile și apoi o soluție dată de Dumnezeu. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Genesa capitolul 2 versetul 22. Din coasta pe care o luase din om Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Din nou, este în agenda lui Dumnezeu, este în planul lui Dumnezeu să facă astfel de lucrul pentru nevoia omului. Proverbe, capitolul 19, versetul 14, spune în felul următor, casa și averea le moștenim de la părinți. Dar, o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Și uneori frații spun, da frate, da, tu nu cunoști pe nevastă mea. Cuvântul spune, dar o nevastă cum? pricepută. Și răspunsul clar este, e normal că e pricepută că te-a luat pe tine în căsătorie. Asta e un compliment extraordinar de mare. Deci nu există neveste nepricepute. Și orice nevastă pricepută este un dar de la Dumnezeu. Pentru că dacă era nepricepută, îți spunea, du-te și vezi de treabă, n-am nevoie de tine. Poate a spus așa prima zi sau a doua zi, dar după aceea i-ai cucerit inima și s-a desmetecit de cap, a văzut bine și a spus da. Și ca atare, nu uitați, este un dar din partea lui Dumnezeu. Nu avem voie să avem alte gânduri și dacă cumva avem alte gânduri, nu sunt din partea Domnului. Cuvântul în Proverbe 18, 22 spune, Cine găsește unevastă bună, găsește fericirea. Este un har, un har este un dar nemeritat, dragilor. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Deci, vedem, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este clar că ne vorbește despre căsătoria ca fiind voia lui Dumnezeu și purtarea lui Dumnezeu de grijă pentru nevoile omului. În cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, Genesa capitolul 1, versetul 28, ne spune că căsătoria nu este doar un dar de la Dumnezeu. Începem cu lucrurile frumoase. Dar căsătoria este mai mult decât acesta. Este un dar care este dat pentru ceva. Dar o căsătorie este dat pentru creștere. În alte cuvinte, ca Dumnezeu, prin căsătorie, să ne maturizeze. Asta înseamnă că suntem matur? Nu chiar. Dar cei care au mai mulți ani de experiență pot mărturisi, căci nu cred că a fost un alt lucru care ne-a maturizat, care ne-a băgat mințile în cap mai mult decât căsătoria. Doar atunci când Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii, a fost un alt nivel de maturitate. Dar observați ce spune cuvântul Sfânt al Dumnezeu în Genesia, capitolul 1, versetul 28. Căsătoria este una din darurile lui Dumnezeu, moduri în care El ne maturizează și ne ajută ca să creștem. Și textul spune în felul următor, Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a cununat, a făcut o familie din ei și Dumnezeu le-a zis, la ce căsătoriți? La Adam și la Eva. Oameni maturi. A spus, creșteți. A fost prima poruncă. În alte cuvinte, este multă creștere de care aveți nevoie. Acum sunteți într-o fază de imaturitate. Totdeauna îmi place ca să le aduc aminte tinerilor îndrăgostiți în ziua nunților, căci în ziua nunții, primesc aprobarea de a începe construcția. Nu primesc casa, doar aprobarea. Și acum începe primul an, doi, trei de, de construcție. Și adevărat, primii ani sunt și șantier, nu? Acomodare, stiluri diferite, încăpățânări diferite lipsa de comunicare sau hipercomunicarea și tot felul de probleme care apar, care Scriptura le rezolvă și ne dă răspunsuri la fiecare din ele. Dar iubiților, creșterea este dureroasă. Cei care aveți copii, țineți minte, la oarecare vârstă, unii copii care cresc mai repede nu pot dormi noaptea, că îl doare picioarele. deci Că oasele se întind și produce aceste simțuri de durere. da, Durerea și creșterea fizică produce durere, dar este, sunt și dureri de creștere emoțională. Deci, când eram acasă la părinții noștri și aveam probleme emoționale, erai puiul mamei și puiul tatei. Te înțelegea, deși trebuia să te pălmuiască un pic. Te înghițea bine. Problema este că soția nu-i mama și niciun caz nu-i bunica. Și pretinde să fii bărbat, pretinde să fii om. Și de aceea creșterea aceasta emoțională produce dureri. Și asta stai un pic, eu nu m-am căsătorit pentru aia. Ba da, pentru aia te-ai căsătorit, după cum vom vedea. Există dureri nu doar în creșterea fizică, în creșterea emoțională, ci și în creșterea spirituală creșterea spirituală ori trebuie să învățăm sau să reînvățăm, să ne lăsăm de lucruri care am crezut că ni se par corecte, dar cuvântul lui Dumnezeu ne-a dovedit că nu sunt corecte și există durere în creștere familială, în maturitate. Alternativa la a experimenta această creștere nu este prea bună. Alternativa la creșterea fizică, emoțională și spirituală și familială în maturitate este și mai dureroasă decât a crește. Și anume, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune că costul de a nu crește este de a rămâne imatur, de a nu putea să discernem bine între bine și rău. Textul din Evrei, capitolul 5, versetul 12, spune, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși să de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Vesetul 13, și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire căci este un prunc. Când facem vizite pastorale în familii care sunt căsătoriți de mai mulți ani de zile și vedem comportarea soțului și a soției după 10 ani de căsătorie, când nu au învățat lucrurile basice, elementare, de creștere, de comportament, de dragoste în familie, este dureros să vezi un om la 35 de ani, cu trei copii după el, care se comportă ca și un copil, ca și un adolescent. Este mai dureroasă această nuanță a vieții decât durerea care o experimentăm și care trebuie să o experimentăm prin creșterea în familie și în maturitate. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune în capitolul 5, versetul 14 din Evrei, dar hrana tare este pentru oameni mari. Pentru aceea, observați, a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Scopul unui seminar ca și acesta este ca împreună să ne uităm în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, să încercăm să, vedim, să devenim oameni mai mari pentru ca judecata noastră, gândirea noastră, analiza noastră, care, este, care va fi o analiză din Scriptură, să se deprindă prin folosință, prin experimentare, prin punerea în practică, să putem deosebi care este planul lui Dumnezeu pentru noi în căsătoria noastră și în familia noastră. Acestea fiind spuse, haideți să privim în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu așa cum se găsește în 1 Corinteni, capitolul 13. Dacă aveți Biblia dumneavoastră, vă invit respectos să o deschideți. Ne vom uita la câteva, câteva nuanțe deosebit de importante. Această secție, după ce am văzut care este baza familiei noastre, că este voia lui Dumnezeu, după, după ce am văzut, căci dorința lui Dumnezeu pentru fiecare familie este ca fiecare familie să nu rămână în faza de imaturitate, ci să crească în cunoștință, să crească în maturitate. Haideți să ne uităm la 1 Corinteni, capitolul 13, să vedem cum Dumnezeu ne dă instrucțiuni și ce instrucțiuni de dă Dumnezeu pentru a putea crește în dragoste. Întâi, există, Realitatea de o tristă posibilitate. Observați capitolul 13, versetul 1, versetul 2 și versetul 3. Există posibilitatea să trăiești, poate o viață întreagă, în familie și aceasta este dorința diavolului. Dacă nu, vă, dacă nu ne poate separa unul de celălalt, să trăim și să creștem într-o familie unde nu este dragoste. De aceea versetul 1 spune și naș avea dragoste. Versetul 2 și naș avea dragoste. Și la fel versetul 3 și naș avea dragoste. Iubiților, acest text în 1 Corinteni, capitolul 13, este un text care vorbește creștinilor. Capitolul 12 este un text care ne vorbește și ne ajută să funcționăm în echipă ca și biserică și capitolul 14 este un text care ne ajută și ne oferă zidire și edificare prin darurile Duhului Sfânt. Și ne gândim, dar ce are 1 Corinteni 13 de a face cu familia? În primul rând, n-a fost scris pentru familie. A fost scris pentru biserică. Deci, iubiților, textul de care ne vom folosi noi în primul rând în contextul lui lucrurile acestea care sunt pretinse, dragostea, manifestarea dragostei, a fost întâi pentru biserică. Asta nu înseamnă că nu putem folosi pentru familie. Dar, iubiților, dacă a fost scrisă pentru biserică, vă dați seama cât de înaltă, ce standard înalt are Dumnezeu pentru relațiile între oameni din biserică. Dar mai pentru familiști. În seara aceasta ne vom privi în acest text și vom vedea că acest text are o aplicație largă, care este direct aplicabilă și pentru familie. Întâi, ne vom uita la două afirmații care ne instruiesc despre ceea ce este iubirea biblică. Întâi, cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4, în prima parte a versetului, spune. Căci dragostea este îndelung răbdătoare. Asta e primul punct de creștere. Bistru că acest cuvânt îndelungă răbdare, definiția amplă în limba greacă, înseamnă, are definiția următoare. A fi îndelung răbdător înseamnă că am capacitatea de a răbda. așa e dragoste, rabdă. Și rabdă îndelung. Am răbdare, sunt îngăduitoare, sunt perseverentă, refuz să răspund cu mânie. În opoziție de îndelungă răbdare, este iuțimia la mânie. Când ne uităm la acest cuvânt, ne uităm în viața noastră și vedem că, cred că majoritatea din noi, după firea noastră pământească, practicăm chiar opusul îndelungei răbdări. Suntem nerăbdători și suntem iute la mânie. Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne spune că dragostea nu arată așa. Iсторія este o provocare mare pentru noi. De ce? Pentru că în de lunga răbdare n-a fost și nu este un lucru natural, nu este unul din motivele pentru care cei mai mulți din noi ne-am căsătorit. Dacă te întreba păstorul, de ce te căsătorești? Sau mama și tată, mă, băiete, de, de, ce îi iei pe fata asta? de ce îi iei pe băiatul acesta? Tată, am nevoie să cresc în îndelungă, în îndelungă răbdare. Și Dumnezeu m-a descoperit că fata aceasta mă va ajuta. Voluntari? Nu le spunem asta la counseling-ul premarital, că ar fi mai puțin care s-ar căsători. Dar cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în limba engleză, cuvântul este un pic mai plastic. Știți cum sună acest cuvânt tradus din greacă în limba engleză? Love suffers long. Dragostea suferă mult. How's that? For Psychology 101. Cum e asta pentru uh, uh, psihologia 101? Dacă ne-ar în minte că o formă în care Dumnezeu ne maturizează, ne încearcă, ne crește, este prin această formă în care suntem gata să suferim mult și lung. De aceea emoțiile ne sunt legate unii de alții. Soț, soție. Pentru că iubiților, este euul nostru care trebuie zdrobit. Este euul nostru care trebuie răstignit. Dumnezeu în familie, în căsătorie ne-a luat de pe stradă și ne-a pus în atelierul lui de lucru. Și în atelierul lui de lucru este lucru cu fiecare din noi. Aceea iubiților, aceasta în răbdare nu se potrivește cu ideea de tu faci partea ta și eu îmi fac partea mea. Fiecare își face partea. 50, 50. Și dacă cumva tu nu-ți faci partea ta, eu sunt absolvit de datoria de a-mi face partea mea. Au fost unii căsătoriți de curând care s-au certat de cine face patul dimineața. Cine spală vasele? Cum se spală vasele? Și au ajuns la o concluzie că, auz, nu mai ne certăm. Eu îmi fac partea mea de pat și tu -ți faci partea ta de pat. Și dacă rămâne partea ta nefăcută, e treaba ta. How's that? Cum e asta pentru maturitate în Hristos? Um, iubiților, uh, această dragoste și îndelungă răbdare intră în funcție și trebuie practicată atunci când celălalt nu merită. Pentru că dacă merită, merită. Nu-i greu de făcut. Nu trebuie să rabzi dacă n-ai ce rabda. Aceasta, prin definiție, această calitate care spune că dragostea este îndelung răbdătoare, această afirmație, normal că dacă e un om bun ca bunătatea lui Dumnezeu, acolo nu trebuie să fie îndelung răbdător îndelung răbdător este când persoana, după părerea ta, nu merită această îndelungă răbdare. Necesită serioase resurse spirituale de credință. Necesită o viziune, un mod de gândire pe termen lung, eternitate. De aceea, iubiților, în familiile noastre, dacă dorim să începem să rezolvăm anumite lucruri, dacă dorim să facem anumite lucruri care îl glorifică pe Dumnezeu, trebuie să ne obișnuim cu ideea că Dumnezeu nu ne neapărat vrea ca noi să fim fericiți. Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, nu fericiți. Că Mântuitorul Isus Hristos a fost omal durere și obișnuit cu suferință. Roada Duhului Sfânt este în îndelungă răbdare. În familiile noastre trebuie să fim obișnuiți să călcăm pe eul nostru. Acum, iubisor, dacă, gândiți-vă dumneavoastră, înainte de a merge mai departe în cuvântul acesta, dacă, am, dacă ne-ar intra bine în minte acest concept de îndelungă răbdare, doar conceptul acesta a rezolvat peste 70% din problemele care sunt în familie. Dacă soțul ar fi mai îndelung răbdător, dacă soția ar fi mai îndelung răbdătoare cu soțul, o aplicație la comunicare a îndelungii răbdări este în felul următor. În conversație. Când vorbim unii cu alții. Haideți să încercăm să practicăm îndelunga răbdare. În alte cuvinte, în conversație, iubește suficient de mult ca să asculți pe partenerul de viață și să uz ce spune. Era o caricatură într-un ziar american. În care um, soția stătea la masă cu soțul și stătea de vorbă, soția cu soțul, și soțul se uita la telefon, în timp ce soția vorbea cu el. Și jos a scris, dragă, n-ai vrea să lipești telefonul de fruntea mea, cel puțin să am iluzia că mă asculți și mă auzi. În conversație, iubește suficient de mult ca să asculți. Pune telefonul jos. Stop. Oprește-te. Și uită-te în ochii partenerului tău de viață. Și nu numai să auzi cu gândul în 110 ori. Ce aude ce spune și aude ce idei și ce emoții stau în spatele cuvintelor comunicate. Deci, dacă nu putem răbda atât de mult ca să stăm liniștiți, și noi avem un băiețel român de 9 ani de zile. Nu prea stă locului. Nici noi pe vremea noastră n-am stat locului. Dar ca și oameni care ne-am căsătorit, cam trebuie să stăm locului. Când stăm de vorbă cu soția și să rezervăm timp pentru a comunica, pentru a vedea. Asta e în conversație. Apoi, după ce am auzit ce are de spus, trebuie să, trebuie să învățăm să nu explodăm. Trebuie să învățăm să nu spunem, dar cum te-ai put te putut gândi în felul acesta? Trebuie să învățăm să nu ne luăm apărarea imediat. Și deci, după conversație să începem o clarificare, să confirmăm că înțelegem ceea ce a spus celălalt. Dacă îți spune ceva, ascultă și de câte ori. Și noi avem mai mult de 30 de ani de căsătorie. Rebiților, încă perfecționăm acest, această artă de a comunica. Și în această artă de a comunica, dacă soția îmi spune ceva și cred că a vrut să spună cu tare lucru, mi este greu să spun, dragă, dar asta ai vrut să spui. Eu știu ce ai vrut să spui, nu? Știu eu ce ai vrut să spui tu! Întreabă! Asta ai vrut să spui? Iubiților, asta ia timp. Asta ne maturizează. Asta deschide calea de comunicare. Dar nu putem să facem lucrul acesta uitându-ne aici, sau cu televizorul în background, sau cu cine știe ce alte lucruri. Ci trebuie să ne concentrăm mult mai bine și mult mai mult. În clarificare, încearcă după aceea să înțelegi sentimentele celuilalt. Nu uitați, căsătoria este relația cea mai intimă, interumană. Așa a rânduit-o Dumnezeu. Când ne-am căsătorit, am dat soțului și am dat soției totul. Părțile cele mai intime ale vieții noastre sunt a partenerului de viață. Ca tare, este foarte important să clarificăm, să înțelegem sentimentele celuilalt, că în spatele cuvintelor, de, o, de majoritatea instanțelor, sunt sentimente care sunt comunicate. Și, iubiților, dacă comunică soțul sau soția anumite sentimente, și ca și parteneri de viață, închidem ușa și spune, nu mă interesează, cum poți să gândești așa ceva? Și ce ai făcut? A închis ușa. Mai luptă-te un an, doi, trei, ca să deschizi ușa aceea. Și apoi dacă o deschizi din nou și iară închizi ușa, trăim 10, 15, 20 de ani, 30 de ani și n-am experimentat dragostea. Poți să aduci toți banii acasă, poți să faci tot ce vrei. Dar dacă n-ai dragoste și iubiților, nu, nu, siologia, cuvântul sfânt spune că dragostea este îndelung răbdătoare. Asta e cuvântul Autoritarului lui Dumnezeu. Unii spun, frate, asta e comunicare, nu e asta siologie? Nu, asta e bibliologie. Acolo unde siologia mai le nimerește, am 10% le nimerește. Ideile nu sunt de la Freud sau de la alții siologi. Ideile sunt în scriptură. Numai că ei ele nimerește 10% și apoi le pervertesc 90%. Aici avem cuvântul pur al lui Dumnezeu. Toată scriptura este de folos să ne învețe. Să ne învețe cum? Cum să ne comportăm? Lucruri deosebit de simple, dar deosebit de grele. De aceea, Răbdare, în îndelungă răbdare. Suntem experți în îndelungă răbdare. Cum în clarificare, în comunicarea noastră, în recunoaște, în alte cuvinte, recunoaște faptul că sentimentele celuilalt sunt reale. Indiferent de a intenționat să comuniți sau să jignești sau să rănești pe Partenerul tău de viață, dacă partenerul se simte rănit, recunoaște că este rănit, nu închide ușa comunicării acolo, ci dezvoltă mai departe și încearcă să înțelegi care a fost comportamentul tău care a rănit pe persoana aceasta. Și încearcă să te pui în situația și în pantofii lui sau a ei. Este un exercițiu care dacă ar fi cadru și am avea mai mult timp de un, un vineri, sâmbătă și duminică, am putea face, dar vi-l recomand lucrul acesta acasă. Și anume, acest exercițiu care ați putea să îl puneți în practică are câteva faze. Întâi, stai de vorbă cu soțul și cu soția, într-un cadru fără gălăgie. Pune telefoanele pe silent, închide-le undeva într-o boxă de aluminiu, să nu audă nimeni, să nu vadă nimeni, să fie, să fie sigilat bine și petreci cel puțin un minut sau două privindu-vă unul pe celălalt, cu un duh de rugăciune. Când du apreciere, nu spui nimic. Și încearcă să-ți aduci aminte de emoțiile care le-ai avut când ai cerut-o ca și soție și emoțiile care le-ai avut că o să fii cerută sau ce o să spui. Du-te înapoi la acele, la acele momente frumoase din viață. Apoi, după ce ai făcut aceasta, apreciază, împărtășește cu soțul sau soția Tresătura pozitivă de caracter pe care o apreciez în ea sau în el și este, acesta este un moment în care afirmi pe soț sau pe soție. Știu că o să-ți vină să spui multe lucruri de care trebuie să se corecteze, înțeleg, îndelungă răbdare concentrează-te la ce este bun, căci în fiecare relație între soț și soție sunt multe lucruri bune care nu le știm aprecia. Apoi comunică. Împărtășește cu soțul soția un aspect cu privire la propria persoană în care simți că ai avea nevoie de ajutor recunoscând un punct slab al tău. După ce i-ai spus ei sau lui cât de bun este sau o tresătură pozitivă, faci o analiză mai complicată și îți face o autoevaluare. Cercetați-vă singur să vedeți mai, dacă mai sunteți în credință, nu? Aici te cercetezi singur să vezi dacă ești în dragoste. Și gândește-te la personalitatea ta și la puncte slabe din relația între soț și soție. Și recunoaște punctul slab al tău. Asta e după ce ți-a spus soția cât de bun ești. Și soțul cât de bun ești. Și aceasta o faceți reciproc. Și apoi o evaluează, roagă-te și recunoaște povara suferinței pe care o poartă partenerul sau partenera în acest aspect. Nu i ușor. Nu e ușor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcate și să ne curățească de orice nejurie. Dacă ne-am greșit unul la celălalt, este bine să ne recunoaștem, să vedem și să, ve și să încercăm să simțim ce durere am produs partenerul nostru de viață și apoi roagă -te. Roagă-te cu privire la cele aflate, realizând că îndelungă răbdare este o roadă a Duhului Sfânt și nu trebuie disprețuită, în alte cuvinte, nu doar faptul că soțul spune Auzi, am fost la seminar în weekendul acesta și am învățat că tu trebuie să fii îndelungă răbdătoare. Ca atare, rabdă-mă! No. Nu abuzăm! Nu păcătuim mereu să se înmulțească harul! Aici am văzut că cu adevărat multe lucruri din viața iubiților ne ia mult timp să ne schimbăm. Multe sunt înrădăcinate în personalitatea noastră de ani de zile și va pretinde multă muncă și mult lucru în atelierul acesta al lui Dumnezeu. Da, iubiților, primul lucru, Prima afirmație a dragostei ne spune ce dragostea este. Dragostea este îndelung răbdătoare. Acum ceasul meu e din Seattle, mai, mai este așa. Bine. Doi. A doua afirmație. A doua afirmație a dragostei ne spune că dragostea este plină de bunătate. A doua parte a versetului 4. Definiția bunătății spune că eu sunt bun sau bună, gata să slujesc altora și am și acest dar al blândeții. Provocările acestui, acestei afirmații a dragostei. Tendința noastră a fiecăruia. Este să beneficiem de bunătatea celor din jur, nu de a oferi noi bunătate altora. Nu-ți place să te întâlnești cu un om. Cine, care de aici nu ne place să ne întâlnim cu oameni buni? Care se sacrifică, care întotdeauna ne oferă. Numai că atunci când e vorba ca noi să oferim, ca noi să ne sacrificăm, ne doare. Dragostea, spune cuvântul lui Dumnezeu, este plină de bunătate. Această bunătate este un verb care necesită acțiune. Este un verb și nu este un verb pasiv, este activ. Trece dincolo de obligații sau în datorii, necesită serioase resurse spirituale de credință și necesită viziune, un mod de gândire pe termen lung pe eternitate. Deci în familiile noastre dacă dorim ca această familie să fie după voia lui Dumnezeu, o tresătură de caracterul nostru. O trăsătură de comportamentul în familiile noastre trebuie să fie nu doar în de îndelungă răbdare, ci aceasta pur și simplu rabdă ce îi se dă, dar mai departe trebuie să fie și ceva activ. În alte cuvinte, bunătate. Te scol dimineața și te scol plin de bunătate. Care dintre noi ne place să ne scolăm plin de bunătate? să ne sculăm plin de mofturi, plin de dureri, plin de comentarii, plin de plângeri. Păi gândiți-vă dumneavoastră, dacă cineva se scoală dimineața, cei care aveți copii, nu știu dacă are cineva copilul acela care se scoală dimineața și toate sunt atât de bune. Abia aștept să mă duc la școală, abia aștept să învăț. Vai de mine, tati, să fac repetiții la pian? Sigur că da! Încă o oră aș vrea să fac repetiții la pian. Cine, cine are un astfel de copil? Noi n-am avut încă astfel de copii. Dar noi... Ne plângem la servici, ne plângem la afaceri, ne plângem la biserica și tot timpul parcă... CRIM Cum e să trăiești într-o casă de persoane care CRIE? Este o casă de maturitate sau o casă de imaturitate? Dragostea este plină de bunătate. Iubiților, aceasta nu este o confesiune pozitivă. Nu, acesta este un stil de viață. Gândește-te, ai viață. Dacă ai sănătate, slăvește pe Domnul. Dacă nu ai sănătate, tot slăvește pe Domnul, că este voia lui Dumnezeu pentru tine. Știe Dumnezeu cum și de ce. Dacă te doare ceva, înțeleg, ne doare. Dar tot putem să fim plini de bunătate. N-ați vizitat pe bolnavi, adeseori ori pe pocăiți? în care te duci la vizită la ei și te uiți la ei și veți, îți vine să le plângi de milă. Și tu pleci mai zidit de acolo pentru că erau plini de bunătate, plini de fericire, recunoscând că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu știe ce face în viața lor. La iubiților, aceeași, același exercițiu îl putem face și în ce privește bunătatea. Stai de vorbă cu partenerul tău de viață, Petrece aceste minute privindu-vă în ochi unii pe alții fără să spuneți niciun cuvânt. Știu că este inconfortabil. Ați început vreodată să nu vorbiți. Stare. Este un prilej care avem cei care suntem căsătoriți. Este o singură persoană în a cărui ochi mă pot uita cu integritate și cu dragoste, este partenerul meu de viață. You have permission. La alții nu. Folosește această permisiune. Gândește-te. Uită-te. Uită-te în spatele feței, în spatele zâmbetului. Apreciază. Împărtășește un lucru care apreciez în inimă în ce privește bunătatea și jerfirea de care a dat de va, dovadă partenerul tău de viață. În la acest subiect. Înainte ne-am uitat la îndelungă răbdare. Aici ne uităm la bunătate. Uită-te și spui, dragă, te-ai dovedit că te-ai te -ai, ai, te -ai comportat cu bunătate, uită, în aspectul acesta. Și apoi împărtășește partenerul tău de viață despre o situație în care tu nu ai dat dovadă de bunătate în relația ta personală cu el sau cu ea. Evaluează, recunoaște sentimentele partenerului tău și cum s-a simțit în această situație. Și apoi roagă de pentru cele aflate, realizând că bunătatea este o roadă a Duhului Sfânt și nu trebuie disprețuită sau abuzată. Dacă vom începe să facem astfel de lucruri, de ce, de ce ne gândim la... De ce menționăm partenerului de viață comportamentul de bunătate? Ca să începem pozitiv și este bine și biblic începem pozitiv, dar apoi este o analiză personală în care spui stai un pic, eu nu m-am comportat cu bunătate față de tine. De ce? Pentru că atunci dacă recunoaștem... Că nu ne-am comportat cu bunătate față de partenerul de viață. Data viitoare când vom face lucrul acesta, nu mai trebuie nevasta sau sosul să ducă o muncă de lămurire cu noi. Că nu ne-am comportat cu bunătate sau cu o de lungă răbdare. De ce? Că noi. Nu trebuie să vă puneți tape recorder. Am spus asta fără, fără tape recorder. Nu vă înregistrați unii pe alții. Asta e un pic să mă înregistrez. sau am... Nu, no, nu, no, nu. No. Dragostea nu face acest lucru. Dar, iubiților, uitați-vă uitați, -vă, uitați -vă în relația voastră. De ce? Pentru că aceste lucruri care le mărturisim, trebuie să începem să ne scăpăm de ele. Tresături din personalitatea noastră, firia veche care ne chinuiește pe fiecare din noi. Iubiților, pe măsură ce crește dragostea, începe să se formeze anumite tipare comportamente de trăsături bune de caracter. Creșterea în dragoste este evidențiată și de lucruri, nu doar de afirmații, și de negații. Lucruri care um, trebuie eliminate din viața noastră sau din caracterul nostru. Um, un lucru care trebuie eliminat din caracterul nostru. Și cred că mai avem 10 minute? Este mult. Da? Trei sfert de oră? Ok, bravo! În okay. Um, vorba englezilor, you guys are still doing ok? Așa, astea, astea au fost um, afirmațiile. Să fac un scurt sumar de aceste afirmații și gândiți-vă, dumneavoastră, nu că dumneavoastră aveți probleme în familia dumneavoastră, dar... Gândiți-vă la dumneavoastră și la alții. Dacă am putea pune în practică aceste două lucruri, niciun verset, nu-i niciun verset din Biblie. Dragostea este îndelung răbdătoare și plină de bunătate. Dacă am putea pune în practică aceste două lucruri, peste 90% din toate problemele, în familiile creștinilor, s-ar rezolva. Avem nevoie de altă carte de Psihologie. Avem nevoie de alt manual. Miserică, acest, această carte este manualul lui Dumnezeu pentru noi, care ne arată cum funcționează omul. Și cum poate funcționa, și unde casa noastră poate să fie un colț de rai, unde soțul și soția sunt îndelung răbdători și plini de bunătate. Doamne, dă-ne la fiecare acest lucru, amin! Acum e adevărat, cei căsătoriți de la sub 10 ani de zile au un mare, mare avantaj. Nu s-au înrădăcinat obiceiurile rele încă. A cei care, um, care au peste 30 de ani și um, ne-au practicat aceste lucruri, mai este speranță. să vă știți cum ce, -a, ce a spus uh, apostolul, dar cine poate să fie mântuit? Ce a spus Domnul? <laughs> ce este ne cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Cum să fie cu neputință? Este absolut, totul este posibil pentru cei care cred cuvântul Sfânt al Dumnezeu și sunt gata să pună în practică. Și profeții trebuia să drume ce era vechi și să zidească ce era nou. Dacă aveți 20, 30, 40 de ani de căsătorie, slăviți să fie Domnul. Ca și acel care s-a botezat la 80 de ani. Și, auzi, ce regret ai în viață? Am regret că am trăit 80 de ani fără Dumnezeu. Și că a rămas numai un picuț până mi se termine terminul. Am ajuns ziua expirației mele, voi ajunge cât de repede. Se adevărat, pentru cei care sunt căsătoriți de mai mulți ani și n-au început să pună în practică aceste două principii absolut fundamentale și basice pentru creștere, încă aveți timp, nu mulți ani, dar încă aveți timp. Să nu fie adevărat să nu, în viața noastră versetele să nu și să nu cunoască și să nu aibă dragoste. Ce puțin în ultimul, în ultimul an, în, ultimul ze în, ultimii cinci ani de zile, să, ca dragostea lui Dumnezeu să caracterizeze viața noastră. Așa. Deci astea sunt afirmațiile. Acum negațiile. Lucrurile pe care dragostea le elimină. Zor, când dragostea vine în viața cuiva, dragostea face curățenie ia mătura și scoate afară tot praful, toată mizeria care este acolo și face casa noastră, cum spunea tati, mă băiete, vreau să fie lună și bec în camera ta. Ei, acum suntem, uh, uh, să vedem cum dragostea face lună și bec. Uh, primul lucru care dragostea scoate din viața noastră, în capitolul 13, versetul 5, a doua parte a versetului, spune căci dragostea scoate lucrul acesta deosebit de urât, care produce o aromă urâtă, egoismul. Dragostea nu caută folosul său. Da, mamă, eu m-am căsătorit ca să caut folosul meu. O cămașă călcată, o mâncare caldă, cineva să mă asculte, eu să fiu șeful în casă, să dau cu pumnul în masă, să se execute. A greșit Duhul Sfânt? Dragostea nu-și caută folosul său? Egoismul este privit ca un mecanism de susținere a vieții și a devenit parte din natura umană decăzută. Adam o învinuiește pe Eva și Eva pe șarpe și ambii în ultima instanță îl învinuiesc pe Dumnezeu. De ce? Pentru că își caută folosul lor să se scuze unii pe alții. Egoismul este o atitudine care este promovată de societatea sau de cultura noastră. Fiecare își caută folosul său. Fiecare se gândește ce pot câștiga eu de aici, dar din târgul acesta, ce pot câștiga eu căutând o avansare cu orice preț. Urc scara succesului că călcând pe alții în picioare și trebuie să îi arat celuilalt cine este șeful. Toate acestea sunt și fac parte din natura omenească care fac parte din cultura românească, decăzută și cultura americană și toate culturile noastre. Egoismul este o atitudine foarte înrădăcinată și nu vrea să se schimbe, este deosebit de încăpățânată. Pretinde atenție constantă. Dumnezeu se folosește de căsătoria, de familie, pentru a ne ajuta în această atitudine urâtă și ofensatoare. Atunci când noi și alții începem să vedem și să observăm că suntem gata chiar să practicăm punerea intereselor altora înainte de propriile noastre interese, am început procesul de a iubi. Atunci când punem nevoile soțului sau a soției înaintea nevoilor noastre, a început procesul de dragoste și de iubire. Atunci când punem nevoile copiilor, în, cu anumite limitări, bineînțeles, nevoile părinților, nevoile familiei. Um, înaintea nevoilor noastre am început acest proces de dragoste. Gândiți-vă dumneavoastră în momentul în care curtai pe soție și părinții a încercat să te tundă de 10 ani de zile. Și tot pletos ai rămas. Și te a întâlnit cu o soție bună care ți-a spus, mă băiete, auzi, ești frumos, dar Părul ăla. Și cât ai argumentat cu mama și cu tata? Câte scuze n-ai adus, câte dividiuri n-ai adus, câte predici n-ai adus a americanilor, a românilor, în dreapta și în stânga să susții părerea. Și te asta ăsta, a devenit un băiat frumos și gigel, nu mai apare acasă la mama și se uită mama, și zice, dar da, cine băiatul ăsta? Dar ce bine arată, uite ce frezură frumoasă ai curat Viorica. Uh, <gântu -i> M-a spus să mă tund nu știe mama să plângă, să râdă, să stragă o palmă, dar eu, dar eu cine sunt aici în casa asta? Dacă Viorica ți-a spus lucrul acesta și tu asculți acum pe Viorica, pe mama și pe tata și pe păstorul nu ai ascultat, dar pe Viorica da. Ei, a început ceva. Dragostea nu-și caută folosul său. Încep să asculți încep să fii modelabil, schimbabil, transformat. Apoi, dragostea um, scoate nepăsarea. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragostea nu se poartă necuvincios. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, prima parte. În engleză, it's to act unbecoming. Te porta necuvincios, uh, iubiților, Înseamnă un comportament obraznic, necuvincios, a acționa necorespunzător, nepotrivit, indecent, nu se gândește cum se simt alții când acționăm. Și adeseori ne scuzăm spunând că avem libertatea să ne comportăm cum vrem, că suntem liberi în Hristos. Comportamentul necuvincios. Are și ea mai multe forme. Este felul în care spunem lucrurile, care poate să fie o formă de comunicare cuvincios sau o formă obraznică. Este o exprimare a atitudinii. Când îți spune soțul cum se simte sau soția cum se simte, auzi, mă doare în cot de el. Din nou, este o atitudine necuvincioasă. Prin cuvinte, ca și nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala. E adevărat, când ne băgăm în bucătărie și chiar nu ne fierbe oala acolo, uneori merităm acest lucru. Necuvincios înseamnă să nu lași pe persoana să crească sau să se dezvolte. Nu uitați, în căsătorie Dumnezeu ne-a pus împreună să creștem împreună. Avem un avantaj, căci timpul nu se oprește nici la unul, nici la celălalt. Ne-am căsătorit cu păr și cu păr frumos, într-o singură culoare. Și pe vreme ce ne-am maturizat, Dumnezeu ne-a dat culori fără să plătim pentru ele. Nu trebuie să mă duc la coafur să am culorile acestea în păr, nu se întâmplă. Dacă de la Marou a mers la o combinație și merge spre o singură culoare din nou. Ei, ne -am, am crescut, ne-am maturizat din punct de vedere fizic. Dar, comportamentul cuvincios îl lasă pe soț sau pe soție să-și dezvolte caracterul, cunoștința și toate atributele de soț sau de soție. Poate să fie o altă formă de a te purta necuvincios în conversații, comportament și totuși și în îmbrăcăminte. În felul cum ne comportăm și cum ne îmbrăcăm. Nu uitați, sunteți căsătoriți. Înțeleg că înainte de a fi căsătorit, ai vrut, ca și bărbat, să-ți arăți mușchi. Cămașa aceea cu mâneca scurtă, care ți-a arătat cât de brav ești. Nu că o tolerăm, dar înțelegem. Dar după ce te-ai căsătorit, la cine vrei să arăți mușchi? Când te uiți în oglindă, ce mesaj transmiți. Ca soț sau ca și soție. Este o diferență. Convorbiri cu persoane de genul opus. Înțeleg, înainte de căsătorie, tu erai căsătorit, ai căutat pe... Știu că e frumos, dar cum e Ce cealaltă persoană? Iliana cum așa. Dar, dragilor, acum ai găsit-o pe Iliana. Conciziană? Așa. Ai găsit-o. Eu am plecat din țară de la vârsta de două ani de zile, mă înțelegeți un pic. Așa. Um, ai găsit-o. Ce mai cauți? Să servești cafeaua cu Ioana. Ce mai cauți să servești prânzul cu șeful de la lucru? Purtare? Necuvincioasă. Dragostea nu se poartă necuvincios. Afecțiunea! Este pentru unul singur, pentru soțul și pentru soție. That's it, prietenul cel mai bun nu este colegul de muncă sau colega de muncă, este soțul sau soția cu care Dumnezeu te-a încredințat și te-a binecuvântat. Trebuie să înțelegem acest lucru. Din nou, nu menționa de siologii lumii acesteia, ci menționa de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Legături care ar trebui să se oprească dar continuă. Înțeleg, nu te-ai întâlnit cu colegul de pe bancă de 10 ani de zile, unde ați fost împreună la liceu. Și ați învățat împreună, etc. Dar când vă întâlniți sau când îți trimite un text sau când te găsește pe media socială. Primul lucru este să. Trag la atenția soțului. Uite, dragă, m-au contactat. Și prima comunicare, dacă și trebuie comunicare, este: Sunt căsătorit, lasă-mă în pace. Nu am timp. Sunt căsătorit și sunt cu familie. Asta e purtarea cuvincioasă. Asta e purtarea biblică. Asta e învățătura clară care trebuie să existe în mentalitatea noastră. Dragostea mătură astfel de lucruri. Știu, am avut un trecut, dar trecutul trebuie să fie trecut. Trăiești în prezentul de astăzi, împreună cu soțul sau cu soția cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nicuvincios în ce privește administrarea timpului nostru. Um. Cum ne petrecem timpul? Știu că adeseori tendința familiștilor este să nu comunice mult și să petreacă timp ori pe telefon, ori la filme, ori în media socială, în mediul acesta de Facebook sau de ce alte nuanțe sociale sunt. Cât de cuvincios este, adică cât de frumos este ca soțul să se adă pe un scaun, soția să se adă pe alt scaun, servind micul dejun sau prânzul sau cina de acasă și să nu comunice. Să aibă timp pentru toate celelalte activități, femeile cu femeile, bărbații cu bărbații, dar când e momentul pentru familie? Purtarea de necuvincioasă, Include și lucrul acesta. Intoxicarea este un comportament necuvincios. Consumarea de băuturi alcoolice, adeseori, din nefericire, când cei doi se căsătoresc, parcă, parcă diavolul vine cu, cu bombardări liberale în mintea lor. Cât timp erau în casă, nu le nu consuma nici vin, nici bere, nici șampane. N-are Au avut ceva bănișori și în luna de miere se duc la hotel în România sau în afara țării și în suita lor de luna de miere, ce le dă consierjul de la hotel? o sticluță cu șampanie. Părinții nu mai sunt acolo. Pastorul nu-i vede. Mâine nu trebuie să meargă la lucru. Se scade până pe cap. Ar fi o risipă. Am plătit-o inclus în preț. Poate chiar e voia Domnului. Alții au spus, frate, dar ne-am rugat. Cu sticla acolo ne-am rugat să cer să vedem dacă e voia Domnului. Și A spus Domnul că i e permis. Auzi, dar la proverbe n-ai citit că te vei uita la nevasta altuia. Aia vrei. Ca eu nu să se uite la nevasta altuia, dă-i băutură. Că acolo vei merge. Că beția are verișor primar curvia. Și cei doi se împacă tare bine. Necuvincios. În becoming. Cuvântul lui Dumnezeu spune, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, nu adormiți. Următoarea negație, lucru de care dragostea face curățenie când vine în viață, este nervii, sunt nervii și, și mânie. Râd pentru că noi, românii, avem un termen tare, tare frumos, suferă cu nervii. Nu știu cum mine tradus asta în, în limba engleză, n-am găsit traducerea încă, dar suferă cu nervii, așa. Deci avem și un diagnostic, nu? Diagnostic e firea pământească iubiților Cuvântul Sfânt spune, dragostea nu se mânie când eram copil și când nu ne, când nu ni se făcea pe plac, ne enervam ne supăram și făceam urât mai ales dacă nu era tata pe acasă unii când ne mâniem devenim agresivi din punct de vedere fizic cu celălalt și folosim forță fizică acționăm ca și agența diavolului pentru că, iubiților, Dumnezeu nu face așa ceva. Și noi nu avem dreptul să ridicăm pumnul sau palma sau agresiune unii față de alții. Poate am învățat acest lucru chiar de la părinții noștri, prin exemplul lor. Dar, iubiților, ce am învățat și ce au fost rău în casele noastre părintești, trebuie lăsat acolo. Și când începem familia noastră, trebuie început de la zero cu lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră și ceea ce unul corinten discută este cum se manifestă Duhul Sfânt într-o viață care este predată lui. În afară de um, nervi fizici, există și nervi emoționale. Unii când ne mâniem, avem manifestări psihologice a sufletului. Și anume, din punct de vedere emoțional, facem pe supăratul sau supărata și bombonim sau recurgem la tăcere. ce bai? Nimic. Sigur? Da. Mâine. Ce-i Nimic. Și întrebarea cum e pusă, ce i pusă, cei i În loc de a ne analiza, în loc de a încerca să schimbăm. Deci, deci, pur și simplu se întâmplă ceva și e posibil că deja am închis ușa comunicării. Nu mai suntem lung răbdător, plin de bunătate și nu mai are chef. Și când nu are chef, stace. Dragostea nu se nu e. Nu tace. Vorbește. Încearcă din nou. Dacă iarăși se închide ușa, încearcă din nou, încearcă din nou și poate o să vină la un seminar de familie. O să facă fratele pastor o vizită acasă pentru o lecție privată. Și Dumnezeu va transforma și va schimba inima. Emoțional, spunem că dacă. Nu facem ce vrem noi. Este o altă manipulare psiologică. Dacă nu faci așa, mă supăr pe tine și nu mai te iubesc. Hm. Ce dragoste e asta? Dacă nu-mi cumperi cu tare, dacă nu faci cu tare dragostea mea este absolut condiționată pe mofturile mele. Căutăm orice metodă siologică să ni se facă pe plac. Visul aceasta nu este dragostea. Când ne comportăm așa, nu dăm dovadă de dragoste biblică, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu spune, dragostea nu se mânie. Și când noi și alții începem să vedem că suntem gata să ne lăsăm de mânie și de manifestările ei, atunci am început procesul de a iubi. Și abia atunci, după Scriptură, după Biblie, este o altă tresătură, de personalitate care dragostea o elimină, și anume mândria. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Contra naturii umane, care îi place să fie în centrul atenției, dragostea, atunci când vine în viața noastră, dragostea biblică, face ca aceste lucruri să se schimbe. Și când începem să vedem că nu trebuie să avem întotdeauna dreptate, nu trebuie să ne afirmăm sau să ne autoafirmăm întotdeauna, nu trebuie să punem pe partenerul de viață jos ca noi să fim sus, ci încercăm invers, să ridicăm pe partenerul de viață în sus și să vedem greșelile noastre, iubiților, atunci începe procesul de iubire biblică și de dragostea plăcută înaintea lui Dumnezeu. Mergem un pic mai repede prin acestea. Pizma și invidia. Lucrurile care dragostea elimină este tocmai aceasta. Dragostea nu pismuiește. Nu dorim să fim singuri care cunoaște totul, nu suntem invidioși când alții primesc atenție sau aprobare și când începem să ne bucurăm de succesul celuilalt și ridicarea celuilalt, dragostea biblică a început să se manifeste și să fie în viața noastră. Înspre final. Numărul 6, în ce privește lucrurile care sunt curățite de dragostea biblică, dragostea nu se gândește la rău. Gânduri păcătoase sau rele. Dragostea nu caută să calce standardul lui Dumnezeu niciodată. Vă -o vedeți, o parte din dragostea adevărată, este că soțul sau soția este agentul cel mai bun al lui Dumnezeu pentru a ne șlefui. Și când ne șlefuim unii pe alții, nu înseamnă că nu suntem buni și nu înseamnă că nu suntem îndelung răbdători. Dar cuvântul Sfânt spune nu se gândește la rău și când vedem răul în viața partenerului de viață, avem obligația, să nu avem complexul Nero. În alte cuvinte, să căutăm laudă de la toată lumea. Când sunt anumite nuanțe în viața noastră care trebuie corectate, fie în biserică, ai stat de vorbă cu un alt cuplu, cu fratele păstor, cu cineva în biserică, și te-ai comportat obraznic. Te-ai lăsat jignit și te-ai comportat necuvincios dragoste nu se bucură de acest lucru. A avut cineva o nevoie și erai în stare să ajuți persoana aceasta și ai spus, nu, sunt egoist. N-ai spus, sunt egoist, ai spus, nu, ai găsit o scuză. Dar soțul sau soția a spus, dragă, dar am avut posibilitatea să ajutăm și a fost o nevoie. De ce n-ai ajutat? Asta nu se bucură de rău, avem obligația să ne corectăm în dragoste unii pe alții și să nu căutăm să ne facem mofturile rele sau păcătoase. Prima persoană de care Dumnezeu se folosește pentru a ne crește în sfințenie și să semnăm tot mai mult cu chipul Domnului Iisus Hristos este partenerul de viață. Apoi. În ultimul rând, sentimentele păcătoase sau rușinoase trebuie eliminate, dragostea nu se bucură de rău, este un concept mai avansat care privește la lume în prisma luminii și gândirii biblice, în alte cuvinte, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu privim lucrurile doar pragmatic, dacă funcționează bine, ci vedem că succesul prin metode rele, prin metode păcătoase, este un lucru de plâns și nu de apreciat. Dragostea biblică nu se poate bucura de rău, ci doar de bine. Nu te cuvinte, chiar dacă temporar un comportament negativ aduce succes, ai câștigat o ceartă, te gândești ce succes, dar ai câștigat o ceartă și ai pierdut un prieten. Ai pierdut relația cu Dumnezeu. Dragostea nu se bucură de rău, nu se bucură de comportamentul care nu aduce glorie lui Dumnezeu. Ca și familiști, ca și persoane care iubim pe Domnul Iisus Hristos, avem obligația să lăsăm dragostea divină sfântă să intre în viața noastră. Ca și familiști, să recapitulăm, vedem, căci Dumnezeu ne-a pus în familie după cuvântul său, după planul lui. Nu a fost ideea noastră. Este forma în care Dumnezeu a hotărât să trăim 99% din noi. Apoi, am văzut că această căsătorie în care Dumnezeu ne-a pus are scopul și menirea să ne formeze, să ne maturizeze, să ne crească și am văzut că creșterea în dragoste este dificilă. Produce dureri, suferințe interne, pentru că nu vrem să ne schimbăm. Dar Dumnezeu ne-a pus în acest atelier pentru a ne forma și ca acest caracter al nostru să fie tot mai mult și să semene tot mai mult cu Domnul nostru Isus Hristos. Prin, aceste, prin această dragoste, Dumnezeu ne-a spus în primele două Primele două forme în care ne afirmă și dragostea ne afirmă pe noi este că dragostea trebuie să fie îndelung răbdătoare, să fie gata să sufere mult. Dragostea trebuie să fie plină de bunătate. Și după ce este și are aceste componente, dragostea trebuie să înceapă să scoată multe lucruri din viața noastră. Întrebarea la concluzie este, ești gata? să iubești? Biblic? Ești gata să-ți spui viața în mâna Domnului să spui, Doamne, mai pus în familie, mai pus în casă, voi, mă voi uita din nou în 1 Corinteni, capitolul 13. Mă voi uita din nou că aceste standarde sunt nu doar în primul rând pentru familie, ci sunt pentru comunitatea sfinților, pentru frați și surori în biserică. Și dacă avem o astfel de, dacă Dumnezeu are astfel de pretenții față de noi, în biserică, dar mai în familie. Haideți să începem să punem în practică acest cuvânt al lui Dumnezeu și relațiile dintre noi, între soț și soție, să crească tot mai mult, să-l onoreze pe Dumnezeu tot mai mult și biserica lui să fie plină de familii care cu adevărat se bucură și au un model biblic de dragostea lui Dumnezeu. Amen.